starea de sănătate a domnului Filat s-a agravat în ultimul timp. Dumnealui a avut nevoie de investigații calificate în afara penitenciarului, deoarece acolo nu există echipamentele necesare pentru astfel de investigații. Starea de sănătate a fostului premier s-ar fi înrăutățit din cauza condițiilor precare de detenție, susține avocatul Igor Popa. Acesta a refuzat să spună de ce maladie suferă Vlad Filat, menționând doar că el a mai fost săptămâna trecută pentru o investigație medicală la Spitalul Republican. Pe de altă parte, responsabil de la Departamentul Instituțiilor Penitenciare neagă faptul că Vlad Filat ar avea probleme de sănătate. Domnul Vladimir Filat nu are careva probleme de sănătate. E vorba de niște recomandări al medicilor pentru efectuarea anumitor investigații. Starea lui de sănătate este satisfăcătoare. Condițiile în care se deține domnul Vladimir Filat sunt condiții bune, se ține într-o celulă care este destul de bine amenajată, fapt care nu ar putea să dăuneze stării de sănătate ale deținutului. Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere pasivă. El a fost reținut în octombrie 2015 în baza unui autodenunț al primarului de Orhei, Ilan Șor. Vlad Filat se declară nevinovat și susține că democratul Vlad Plahotniuc ar sta în spatele încarcerării sale. Acesta din urmă nu a comentat niciodată acuzațiile lui Filat.